Apoș este un sat la 60 de kilometri de Sibiu, în care mai sunt 270 de locuitori. Ca să te vadă un medic specialist aici este imposibil, iar ca să ajungi la unul în oraș este greu și scump. În sate ca acesta ajunge caravana medicală, în care la inițiativa profesorului Dorel Sândesc s-au înrolat zeci de medici tineri. Este a doua oară că participăm cu profi, adică suntem invitați de profi la caravană. Avem un număr, adică între 20 și 30 de medici, din care cel puțin 15 sunt medici din diferite specialități. Avem neurolog acum, pediatru, zic la singular, dar sunt mai mulți. Deci pediatri, neurologi, endocrinolog avem, avem analize de sânge, avem oftalmologie, avem partenerii de la Essilor România care oferă undeva spre 100 de ochelari și lentile gratuit celor care vin să-și facă consult. Dacă l-asculți pe Șerban Jădăneanț, pare simplu, dar asta numai pentru că oamenii aceștia au o experiență de câțiva ani în ceea ce fac. Ani în care caravana medicală a ajuns în cele mai îndepărtate sate din Transilvania și din Banat. Din păcate sunt oameni care nu-și permit tratamentul și l-au întrerupt pentru că nu mai este compensat. Deci problemele nu sunt neapărat foarte serioase de diagnostic, cât să-i ajutăm cu sfaturi, să continue tratamentul pe care l-au, să nu se bată joc de sănătatea lor cumva. Pentru mulți dintre acești oameni, cei 270 de locuitori din Apoș, sosirea unor specialiști este un moment unic în viață și care le poate schimba viața. Nu este caravană care să nu aibă drept rezultat trimiterea cu rapiditate a unui pacient la spital. Acolo se merge la oftalmologie și acolo o să vedeți că este coada cea mai mare. Dar motivul e relativ simplu. Oamenii încetul cu încetul află că, de fapt, se pot și primi și se și primesc ochelari gratuiți. Pentru foarte mulți dintre ei, acest lucru banal pentru marile orașe ale României e aproape necesitate. Și astfel, comunitatea află că această caravană, oamenii care vin aici, doctorii, companiile care ajută, le pun la dispoziție acești ochelari și de asta acolo vedeți cea mai mare aglomerație. O să mergem și noi să cunoaștem pe oamenii care lucrează acolo. Unde o vom întâlni, printre alții, pe Cristina Neagoie, optometrist și învățătoare. Din timpul său liber, vine cu caravana ca să dea o mână de ajutor. Din totdeauna mi-am dorit să ajut oamenii, să fiu un ajutor de nădejde, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu au ajutor și sunt așa ca un înger păzitor pentru ei. Așa mi-am dorit din totdeauna. Asta a fost visul meu din copilărie. Dacă ai nevoie de un medic mai specialist, îți face o trimitere, mai cunoști pe cineva, mai te mai trimite. La Sibiu, noi de obicei mergem la Sibiu. La Sibiu, câți kilometri sunt până la Sibiu? Aproape 60. 60? Nu, 60 întors copilul. Cam cât costă o treabă de asta? Că... Noi am mai fost și la Agnita, e 150 de lei consultația. 150 de lei. Da, depinde și pentru ce ai nevoie. Știți, probabil mai scump în funcție de pentru ce ai nevoie. De fapt, grija pentru copii este cea care îi aduce pe cei mai mulți dintre locuitori și asta e și cea mai mare lipsă a medicinei din zonă. Mi-au spus că în ceva sat alăturat doar există un medic de familie și un pediatru, dar sunt părinți responsabili care au mers mai departe la dermatologi, la oreliști, la tot ce trebuiau ca să îi consulte și să fie în regulă și am apreciat lucrul acesta. Care e sentimentul pentru cineva care vine prima oară aici? Foarte plăcut. Mă bucur și este foarte plăcut și sunt interesați și ascultători, da, chiar sunt. Mai veniți? Da, doresc să mai vin.